Bună ziua, dragii mei! Astăzi recapitulăm fracțiile ordinare. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Și cu Sara, prietena lui. Sara vrea să-l ajute pe Andrei să culeagă mere din livadă. În livadă, merii reprezintă 3 supra 14 din numărul total de pomi, caii și 5 supra 14 din același număr total de pomi. Restul livezii este cultivat cu pruni. Ce fracție reprezintă prunii din numărul total de pomi? Să vedem cum putem să rezolvăm. Pentru aceasta, adunăm cele două fracții, 3 supra 14 plus 5 supra 14, care reprezintă fracțiile merilor și caișilor la un loc. Observăm că cele două fracții ordinare au același numitor, deci putem să adunăm numărătorii și să copiem numitorul comun. Și va fi egal cu 8 supra 14, care o putem simplifica cu 2. 8 împărțit la 2 este 4, 14 împărțit la 2 este 7. Dacă toată livada cu pomi fructiferi este un întreg, atunci din 1 scădem 4 supra 7 și ne dă fracția care reprezintă prunii din numărul total de pomi. Pentru a putea efectua scăderea, trebuie să aducem la același numitor. Deci pe 1 amplificăm cu 7 și obținem 7 supra 7 minus 4 supra 7 egal cu 7 minus 4 totul pe 7, adică 3 supra 7. Andrei a adunat mere în două coșuri. Un coș avea 6 întregi și 2 supra 5 kg de mere, iar celălalt coș 8 întregi și 1 pe 2 kg de mere. Câte kilograme de mere erau în cele două coșuri? Deci trebuie să adunăm cele două numere raționale, 6 întregi și 2 supra 5, plus 8 întregi și 1 supra 2. Întâi trebuie să aducem întregii în fracție, să introducem întregii în fracție. Deci, procedăm în felul următor, 6 ori 5 plus 2, totul supra 5, plus 8-ul întregii, ori numitorul 8 ori 2, plus numărătorul supra numitorul dinainte, egal cu 6 ori 5, 30, plus 2, 32, supra 5, plus 8 ori 2, 16, plus 1, 17, supra 2, egal cu. Ca să putem aduna cele două fracții ordinare, trebuie să aducem la același numitor. Numitorul comun între 5 și 2 este 10, adică 5 ori 2, pentru că numerele sunt prime între ele. Prima fracție o amplificăm cu 2, a doua o amplificăm cu 5. 2 ori 32 este 64, supra 2 ori 5, 10, plus 5 ori 17 este 85, supra 5 ori 2, 10. Cele două fracții au același numitor, deci putem să adunăm numărătorii, adică 64 plus 85, totul supra 10, egal cu 149 supra 10. Și dacă vrem să scriem sub formă de fracție zecimală, 149 împărțit la 10 este 14,9. Deci în cele două coșuri sunt 14,9 kg de mere. Andrei a adunat în al doilea coș 8 întregi și 1 pe 2 kg de mere, iar Sara
a adunat 7 între și 2 pe 3 kg de mere. Care este diferența între cantitățile de mere culese de cei doi copii? Deci, avem de efectuat diferența dintre 8 întregi și 1 pe 2 minus 7 întregi și 2 supra 3. Întâi trebuie să introducem întregi în fracție, deci 8 ori 2 e 16 plus 1, 17, supra 2 minus 7 ori 3 este 21 plus 2 ne dă 23 supra 3. Ca să putem să efectuăm scăderea, trebuie să aducem la același numitor. Numitorul comun între 2 și 3 este 6, 2 ori 3, pentru că iarăși numerele sunt prime între ele. Prima fracție o amplificăm cu 3, a doua amplificăm cu 2. 3 ori 17 ne dă 51, supra 3 ori 2 este 6, minus 2 ori 23 este 46, supra 2 ori 3, 6. Fracțiile au același numitor, deci putem să scădem numărătorii. 52 minus 46 este 5, supra numitorul comun 6. Andrei a adunat încă 3 coșuri cu câte 8 între și 1 pe 5 kg de mere. Câte kilograme de mere se află în cele 3 coșuri? De data aceasta trebuie să facem operația de înmulțire între 3 și 8 între și 1 pe 5. Dar întâi trebuie să introducem întregii în fracție. Dacă vrem să-l scriem și pe 3 sub formă de fracție ordinară, 3 supra 1 ori 8 ori 5, 40, plus 1 e vorba de 41 supra 5, egal cu, deci avem de mulțit două fracții ordinare, pentru aceasta înmulțim numărătorii între ei și numitorii între ei. 3 ori 41 ne dă 123, supra 1 ori 5 este 5. Dacă vrem să scriem sub formă de fracție zecimală sau împărțim 123 la 5, sau dacă nu putem să amplificăm fracția cu 2, 2 ori 123 e 246, supra 2 ori 5 e 10, deci am obținut numitorul 10 și atunci împărțirea 246 împărțit la 10, efectuăm mai ușor, 24,6 kg de mere. Sara nu s-a lăsat mai prejos. A mai adunat mere cu masa de 15 supra 4 ori mai mare decât 7 întregi și 2 pe 3 kg culese inițial. Câte kilograme de mere a mai adunat Sara? Deci avem de efectua produsul între 15 supra 4 și 7 întregi și 2 pe 3. Întâi introducem întregii în fracție, deci copiem 15 supra 4 ori 7 ori 3, 21, plus 2 ne dă 23 supra 3, egal. Știm că la înmulțirea a două fracții ordinare putem să efectuăm simplificări. 15 cu 3 putem să-l simplificăm prin 3, deci 15 împărțit la 3 este 5, 3 împărțit la 3 este 1. Și obținem 5 ori 23 supra 4 ori 1. 5 ori 23 ne dă 115 supra 4. Dacă vrem să scoatem întregii din fracție, linia de fracție e operație de împărțire. Deci avem de împărțit 115 la 4, egal cu 4 în 11 intră de 2 ori,
2 ori 4 este 8, tragem linie și scădem. 11 minus 8 este 3, îl coborâm pe 5. 4 în 35 intră de 8 ori, 8 ori 4 este 32, tragem linie și scădem, 35 minus 32 este 3. Deci ne-a dat 28 de întregi, iar restul acesta 3 vine scris la numărător, adică 28 de întregi și 3 supra numitorul dinainte, 4. Sau acest număr putem să îl scriem ca fracție zecimală și ne dă 28, păi 3 supra 4 este 0,75, da? Deci va fi 28,75 kg de mere. Într-un coș se află o cantitate de mere în kilograme egală cu pătratul numărului 3 întregi și 2 supra 5. Andrei vrea să împartă aceste mere în două părți egale. Câte kilograme de mere vor fi în fiecare jumătate? Deci avem de făcut întâi pătratul numărului 3 întregi și 2 supra 5. Asta înseamnă 3 întregi și 2 supra 5, totul la puterea a doua. Iar Andrei vrea să împartă în două părți egale această cantitate de mere, deci împărțit la 2. Egal. Introducem întregi în fracție. 3 ori 5, 15, plus 2, 17, supra 5, totul la puterea a doua, împărțit la 2. Pentru a ridica o fracție ordinară la o putere, ridicăm atât numărătorul la puterea respectivă, cât și numitorul, adică 17 la pătrat supra 5 la pătrat, împărțit la 2. 17 la pătrat este 17 ori 17, adică 289 supra 5 la pătrat e 5 ori 5, adică 25. Împărțit la 2, dacă vrem să-l scriem sub formă de fracție ordinară, va fi 2 supra 1. Egal cu, avem de efectuat împărțirea a două fracții ordinare, deci vom face produsul dintre prima fracție ordinară și inversul celei de-a doua fracții. Inversul lui 2 este 1 supra 2, egal cu, deci efectuăm produsul acum, 289 ori 1 ne dă 289 supra 25 ori 2 este 50. Dacă vrem să scriem ca fracție zecimală, îl împărțim pe 289 la 50 sau putem să amplificăm această fracție cu 2 și ajungem la 2 ori 289 ne dă 578, supra 2 ori 50 este 100. Și având numitorul 100, vom avea 578 împărțit la 100 împărțit mai ușor și ne dă 5,78 de kilograme. Deci, supra 100 înseamnă că avem două zecimale. Câte pungi de 2 întregi 1 pe 2 kg de mere se pot umple din 10 kg de mere culese de Sara și 12 întregi 1 pe 2 kg de mere culese de Andrei? Deci, trebuie să adunăm cele 10 kg de mere culese de Sara cu 12 întregi 1 pe 2 kg de mere culese de Andrei și să împărțim la 2 întregi 1 pe 2 cât va fi o pungă, cât va cântări o pungă de mere. Deci, 10 plus 12 întregi 1 pe 2, numărul de kilogramele de mere culese de cei doi copii, împărțit la 2 întregi 1 pe 2, egal cu. Înainte de a efectua operația de adunare din paranteză, trebuie să introducem întregi în fracție. 12 ori 2 este
24 plus 1, 25 supra 2, împărțit la 2 întregi 1 pe 2. Pentru a efectua operația de adunare, trebuie să aducem la același numitor. Numitorul comun este 2, amplificăm pe 10 cu 2 și ne dă 20 supra 2 plus 25 supra 2 împărțit la 2 întregi 1 pe 2. Egal cu, cele două fracții au același numitor, putem aduna numărătorii. 20 plus 25 este 45 supra 2 împărțit la. Trebuie întâi să introducem întregii în fracție, deci 2 ori 2 e 4, plus 1 este 5 supra 2. Avem de împărțit două fracții ordinare, deci copiem prima fracție, ori inversul celei de-a doua fracții. La produsul a două fracții ordinare putem să efectuăm simplificări, 2 împărțit la 2 este 1, deci simplificăm cu 2, iar 45 împărțit la 5 este 9. Deci obținem 9 ori 1, 9, supra 1 ori 1 este 1, adică 9. Deci înseamnă că merele au putut fi împărțite în 9 pungi. Vă propunem spre rezolvare următoarea problemă. Andrei ne atrage atenția să fim atenți la ordinea efectuării operațiilor. Cei doi copii vă mulțumesc pentru ajutorul acordat și vă urează succes. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!